În spate mergem în coloană, nimeni nu depășește tot și unui rând. Cinstiți părinți, fraților, surorilor, vreau în mod deosebit să evidențiez pe membrii drumului Crucii și pe președinții raioanelor Fălești și Glodeni, Valeriu Muduc și Valeriu Țăregrațchi, și tuturor, pe toți, să vă salut cu cuvânt de pace și salutare de dragoste întru Hristos Iisus Domnul nostru, și să vă zic, bine ați venit în pădurea domnească, unde, după cum vedeți, se pot face, se pot pune la cale și unele lucruri mai frumoase. Pretindem la acest compartiment, Doamne ajută, vă rugăm să vă ridicați pentru rugăciune. Surori, onorate audiențe. Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Sfânta Sa Evanghelie lăsată nouă oamenilor drept, carte de căpătâi, îndreptar, călăuză în împărăție cerurilor, ne spune: bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla, ceriți și vi se va da. Tot El, purtătorul de grijă pentru sufletele și pentru întreaga viața noastră, ne îndeamnă la unitate, zicându-ne: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. În numele acestei unități sfinte își desfășoară activitatea Biserica Ortodoxă din Moldova. Și iată, unitatea noastră, a tuturor, într-o desfășurare a acțiunii drumului Crucii, vine tocmai să confirme, poate chiar să justifice dorința Bisericii Ortodoxe din Moldova, Bisericii Mame, de a consolida societatea creștină din țara noastră, care e, cu mare părere de rău, foarte dispersată, dar și de a propune unele soluții spre a reveni la normalitate de la care ne-am abătut. Un segment important al populației țării noastre, Republica Moldova, după cum în repetate rânduri indică barometrul opiniei publice, crede că acest traseu, acest drum care se numește integrare europeană, numit curs de integrare europeană, mai rare ori dorit de marea majoritate a populației,
și de mai multe ori impus de conducere de vârf a țării, este greșit. Nu știu dacă e îndreptățit cineva dintre noi, în mod particular, să redirecționeze traseul năzuințelor poporului moldovenesc. Pentru că această direcție, ce se mai numește integrare europeană, a fost susținută prin vot de o bună parte a populației la ultimul scrutin parlamentar. Dar la sigur nimeni, în mod deosebit, vreau să evidenționez, să evidențiez pe slujitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova, nu are dreptul să fie indiferent față de tot ce se întâmplă de o habă de vreme în țară, pentru că în jocul politic este pus măria sa, sufletul creștinesc, morala creștinească și viitorul generațiilor ce vin după noi. A bătut ceasul, a venit sorocul. Nu mai avem dreptul la indiferență. E nevoie să acționăm. Despre aceasta v-a vorbit în repetate rânduri în alt preasfințitul Vladimir, metropolitul Chișinăului și a întregii Moldove. Am făcut-o și eu singur nu odată. Unii preoți, stimați creștini, v-au lămurit în detalii despre urmările politicii anticreștine promovate de conducerea noastră de la Chișinău. Îngrijorarea la acest capitol a fost exprimată iarăși, zic, de întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, metropolitul Vladimir, la conferința de la Olănești, acum câteva zile în urmă, când a demarat această acțiune care se numește Drumul Crucii. El a vorbit despre marele pericol survenit după legiferarea de către Parlament a pretinselor drepturi ale minorităților sexuale, reprezentanții cărora se vor acum educatorii copiilor noștri în grădiniță și în școală, propunându-le cu multă insistență spre studiere obiecte de studiu păcătoase. La ședința Sfatului Eparhiei de Bălți s-a hotărât să susținem inițiativele înalt presfinției sale lansate la conferința de la Orănești, care, în opinia noastră a tuturor preoții Eparhiei de Bălți, au să contribuie simțitor la ridicarea nivelului de religiozitate în popor. În mod deosebit, vreau să menționez că Eparhia de Bălți anunță susținerea în totalitate propunerii metropolitului nostru de a rândui ziua de duminică, zi de odihnă pentru toată lumea. Credem noi că într-o țară creștină cum e Republica Moldova, i-ar sta bine ca piețele să lucreze sâmbăta și nu duminica. De asemenea, susținem ideile metropolitului adresându-ne totodată către dumneavoastră, stimați creștini. Să țineți cont de zilele oprite și de zilele de sărbătoare creștinești atunci când organizați cumătriile, nunțile sau alte petreceri. Sfânta Scriptură ne spune să dăm Domnului ce este a Domnului, Chesarului însă să dăm ce este a Chesarului. Personal chem preoțimea de la această tribună înaltă la slujire conștient creștinească. Repet îndemnul metropolitului Vladimir să nu așteptăm să lupte cineva în locul nostru. Să îndrumăm creștinii și nu doar prin cuvânt, ci prin exemplu propriu. Să luăm atitudine adecvată față de politicienii irresponsabili, pentru că ei, în loc să elaboreze lege în apărarea credinței, ei se îndepărtează de ea prin tot ce făptuiesc ei, deci și de noi, pentru că ne promit multe, dar nu se țin de cuvânt. Și dați-mi voie să vă întreb, merită ei oare susținerea noastră în așa cazuri? Hotărârea guvernului a fost de a sărbători ziua nașterii Mântuitorului la 25 decembrie. Oare chiar guvernul ăsta n-are cu ce se ocupa? Oare menirea lui este de a strica tradiția noastră creștinească? Oare chiar în fiecare casă e cald? Este pâine pe masă? Oamenii au în buzunar o pensie pe măsura necesităților? Oare toate acestea s-au făcut și le-au rămas doar numai să schimbe sărbătorirea nașterii Mântuitorului? Stimați creștini, fac o mică abatere de la acest discurs al meu și vreau să vă zic. Personal, am fost nouă dată la Sfintele Locuri,
la locul unde s-a născut Hristos, la Betleem, vorbind cu mulți și deosebit cu cei care conduceau grupurile, se numesc excursovod. Și spun că, mărturisesc de altfel, având în temei o dovadă științifică, că steaua care a condus magii de la răsărit, apare o singură dată în an, într-o noapte, anume în ajun de naștere, sărbătorirea nașterii Mântuitorului, în conformitate cu stilul pe care noi îl păstrăm. Și nu la 25 decembrie, dar la 6 spre 7 ianuarie. Oare ce ar mai trebuie, Doamne, la oameni să înțeleagă că voința Ta este de a-ți sărbători nașterea Ta anume în conformitate cu stilul vechi și nu cu cel nou? Oare ce ar mai trebuie guvernanților noștri să înțeleagă că cei ce ține de morală, de suflet, ar trebui să o lase pe seama bisericii? Toate acestea, de când e lumea, sunt hotărâte de biserică. Biserica își desfășoară activitatea sa în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Ortodoxia, oameni buni, este acea latură a vieții noastre de toate zilele unde oamenii au intervenit cel mai puțin. Iată de ce este bine să conștientizăm că ar fi bine ca conducătorii noștri să țină cont de cele necesare, de cele materiale, pe când cele sufletești să le lese pe seama noastră, pe seama bisericii. Oameni buni, la chemarea înalt preasfințitului metropolitului Vladimir, care a fost lansată la conferința de la Olănești, de a veni cu idei treze, idei bune, eparhia de Bălți, în totalitatea ei, cu preoți și creștini, eparhia de Bălți și Fălești, vine, face următoarea propunere de o stringență oportunitate organizarea adunării generale a creștinilor ortodoxi din Moldova, spre a ne determina până la urmă care trebuie să fie atitudinea noastră a enoriașilor Sfintei noastre biserici față de conducere de vârf a Republicii Moldova, care în mod conștient, zic iarăși, în mod conștient, atentează la tezaurul nostru duhovnicesc, la tezaurul poporului moldovenesc. Nu știu dacă mai există în lume vreo țară, cum e Republica Moldova, unde tradițiile istorice și valorile creștinești, respectate cu multă pietate de popor, sunt atât de ignorate de conducerea ei. Anume această comportare necreștinească a conducerii de vârf de la Chișinău, sau a protipendatei de la conducerea țării, ne pune în gardă. Sunt sigur, anume noi avem datoria să luăm atitudine corespunzătoare în numele poporului pe care îl păstorim, adică în numele domniilor voastre, frații mei, surorile mele. Adunarea generală, în opinia noastră, trebuie precedată de o declarație a Sfântului Sinod, a Bisericii din Ortodoxe din Moldova, de conferințe de presă la diferite niveluri, susținute și de explicațiile noastre de rigoare. În caz contrar, dacă nu vom pregăti-o bine, această adunare riscă să scape situația de sub control, să pierdem încrederea poporului creștin în biserică ca instituție dumnezeiască, nemai vorbind de încredere enoriașilor noștri în conducerea de vârf a bisericii. Anume, aceste conferințe de presă, pe larg mediatizate, articolele noastre din presa periodică și locală, foile volante răspândite cu ajutorul celor aproape 1500 de biserici din țară, va contribui la solidarizarea într-o credință a creștinilor din tot cuprinsul Metropoliei Moldovei. Aceasta, sunt sigur, va fi ofranda noastră în vederea păstrării unității bisericești și respectiva unității naționale, ce sunt acum în mare pericol. Precizez, neconștientizarea acestui pericol înseamnă indiferență pe care slujitorii Bisericii lui Hristos n-are dreptul canonic să o aibă și cărei nu pot nici de cum să fie părtași. Noi nu suntem și nu trebuie să fim indiferenți. În aceeași măsură, nu ne putem permite și o pregătire superficială a acestei adunări foarte importante, pentru care pledăm. O adunare lipsită de pledoriile concrete în numele unor cauze morale și nobile,
pentru transpunerea în fapt a unor idei ce ne-ar onora credința, altfel spus, o adunare pregătită fără suflet și fără conștiință creștinească, se vor solda în cel mai bun caz, dar doar cu pierdere de timp și cu efecte nedorite, neimportante, ce în ultima instanță ne vor compromite în fața sutelor de mii de creștini care mai cred în potențialul moral enorm al Sfintei Biserici. Și atunci, cinstiți părinți, fraților, surorilor, nici oamenii, nici istoria și nici Dumnezeu nu ne va ierta. Oameni buni, acum noi ne-am pomenit la o cotitură a istoriei care hotărăște va fi și în continuare sau nu va fi creștinesc modul nostru de viață a societății noastre moldovenești. Dacă nu vom opri acum invazia sodomită, venită din Europa și susținută de conducerea de vârf a țării, punem în pericol existența noastră ca popor creștin. Valorile creștinești, care de altfel au fost și trebuie să rămână temelie existenței noastre ca națiune, sunt amenințate de deciziile destructive ale Guvernului și Parlamentului din Chișinău. Toate acestea se fac în numele așa zisei integrării europene. Hotărârile de până acum ale legislativului și ale Guvernului, ce vizează legalizarea drepturilor așa ziselor minorități sexuale, prezintă doar începutul nenorocirilor. Da, 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 să știți că sunt conștient de ceea ce vă vorbesc. Acesta este doar începutul nenorocirilor. Pentru că la ușă, iată-o, ne bate justiția juvenilă, care urmărește scopul înstrăinării copiilor de la părinți. Năvălește peste noi dictatura cipizării, care cu nimic mai puțin decât păcatul sodomit afectează sufletul creștinului. La acest capitol, anume la dictatura cipizării, îmi permit să fac o abatere de la discursul meu, pentru că, oameni buni, aceasta vine să ne înstrăineze de sufletul nostru pe care îl purtăm. Astăzi încă nu, dar mâine poimâine aceste blestemate cipuri vor îmbrățișa posibilitățile de a dirija chiar cu conștiința noastră. Pentru că este o zicală, cel rău nu face mănăstiri. Și eu prelungesc de la mine, cel rău face cipuri. Haideți cu toții să cerem conducerii noastre să nu ne impună aceste cipuri, ci să ne lărgească drepturile, să le egaleze cu cei care au pașapoarte cu cipuri. Plătim aceleași impozite, care ne rugăm pentru aceeași țară, prelucrăm același pământ și care i-a înscăunat. Cred că avem dreptul să ne cerem acesta. La rând vine legalizarea prostituției. Da, da, da. Și cât de straniu n-ar părea, se apropie și legalizarea pedofiliei. Pentru că zilele trecute în Europa s-a mai înregistrat încă într-o țară, nu știu, n-am reținut, Partidul Pedofililor. Ceea ce înseamnă că mâine, poi mâine, o, Doamne, orgoliosul ministru al justiției din Chișinău va ieși cu propunerea, oameni buni, hai să legalizăm și noi, să nu rămânem în urmă de lumea civilizată a Europei. În Olanda, bună oară, de vreo 5-6 ani deja funcționează legal acest partid al pedofililor. Ba chiar au și ziarul lor, se numește Gay și Lesbienile. Îmi cer iertare că pronunț aceste cuvinte murdare. Dar uitați-vă, dacă le vom tăgădui, dacă le vom tăcea, să știți că vor intra nu doar în casele noastre, dar chiar în sufletele noastre, să ne ferească Dumnezeu de asta. Ce trebuie de făcut? Aceasta ar fi întrebarea, dar și cheia discursului meu. Pentru că am spus-o deja mai sus, în jocul politic este pus măria sa, sufletul nostru, morala noastră și viitorul copiilor noștri. Mai întâi de toate e oportun ca noi, cinstiți părinți, să conștientizăm în deplină responsabilitate misiunea noastră sfântă, că și să corespundem noi înșine cerințelor morale creștine și să ne onorăm obligațiunile noastre preoțești, așa cum ne cere legea sfântă, cum ne cere Hristos. Un loc aparte în datoria noastră sfântă, în slujirea noastră bisericească, preoțească, îl ocupă a prevedea la timp consecințele impactului negativ în urma hotărârii
hotărârilor nechipzuite lansate de conducere a țării sau impuse din Occident, adoptate fără discernământ de către unii deputați și miniștri. În acest context, vă îndemn, cinstiți părinți, să comentați pe larg în biserici acele decizii ale conducerii de vârf ce țin de sufletul enoriașilor, afectându-le într-un fel, într-un anumit fel, religiozitatea și morala creștinească ale oamenilor pe care îi păstorim. Avem datoria noastră și a început atunci când am adus jurământ cu mâna pe Evanghelie sărutând Sfânta Cruce. Onorați-vă obligațiunile, cinstiți părinți. Un învățător de-al meu, de altfel, care se vrea foarte mult în Occident, pentru că acolo îi sunt copiii, zice că integrarea noastră europeană e folositoare, dar nu fără busuiocul de la, și candela de la icoane, nu fără prosoapele înflorate și covoarele noastre naționale cu care ne-am înzestrat de veacuri ungherașul sfânt, ungherașul din Casa Mare. Ceea ce ar fi un mare păcat, pentru că trecutul buneilor și străbunilor noștri a fost unul profund creștin. Hai să ne călcăm și noi pe urmele lor. Nu fiți indiferenți, părinților, aduceți-vă aportul într-o păstrare a învățăturii creștinești, într-o păstrare a moralității în popor și vă rog, acum creștinește, să nu vă inducă în eroare aberațiile unor politicieni sau chiar preoți de la Chișinău, precum că pledoriile episcopului și ale eparhiei de Bălți și Fălești ar urmări alte scopuri decât cele bisericești. Cele spuse de dânsii rămână pe conștiința lor, noi însă să ne căutăm cu onestitate de păstoria celora care ne sunt înmânați sau ne sunt încredințați de către Dumnezeu. Stimați creștini, fraților, surorilor, să nu rămână pradă nepăsării nimeni, să contribuim cu toții la făurirea unui viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri. Iertați-mi retorica care vă amintește probabil că de acele timpuri potrivnice credinței noastre. Însă această chemare este actuală. Să nu fim indiferenți și să nu credem că cineva o va face în locul nostru. Treceți părinților, mamelor, taților mai des pe la școală. Interesați-vă de curicumul școlar, de programele de instruire, discutați atât cu copiii dumneavoastră, cât și cu pedagogii, cu directorii școlilor. Într-un cuvânt, luați parte activă în viața instituțiilor învățământului, dar și în viața copiilor dumneavoastră, căci acolo, la școală, se produce înnobilarea creștină a sufletului viitorului cetățean sau, Doamne, ferește-ne de aceasta schilodirea lui. Pentru că ele, venind la conducere, ne pot face viața mai ușoară sau ne pot transforma într-un coșmar. Cine, dacă nu noi, i-am înscăunat acolo unde ei se cred să rămână de-a pururi pe cei, i-am înscăunat cei ce prin diferență sau pentru o sumă de rizorie primită în ziua scrutinului, nu cumva noi suntem vinoveți că ei ne dereguiesc țara așa cum ne dereguiesc? Nu cumva noi purtăm vina pentru că ei strică legea noastră creștinească? Pentru că după aceea aleșii noștri să ne pângărească tradițiile creștinești, care au fost acumulate de bunii noștri secole de rând. Nu pentru prima oară vin și ne cer votul. Nu pentru prima oară ne amăgesc pentru 4 ani. Nouă, după cum se vede, ne stă bine și chiar ne dorim să fim duși de nas. Haideți, oameni buni, pentru viitor poate să medităm mai sănătos înainte de a intra în cabina de vot. Pentru că indiferența noastră la acest capitol ne face să pătimim 4 ani. Hai să ne gândim cu toții. Dar cea mai mare tragedie, după mine, stimați creștini, ferească-ne Dumnezeu de aceasta, e atunci când îl părăsim pe Dumnezeu. Când abandonăm legile lui cele sfinte. Poporul moldovenesc întotdeauna a păstrat în inimă un loc aparte pentru Dumnezeu. Haideți să ne asemănăm înaintașelor noștri, să păstrăm legea creștinească, obiceiurile creștinești. Haideți să frecventăm biserica, să ne rugăm lui Dumnezeu mai des și cu mai multă dăruire. Să ținem posturile, să ne pocăim de cele rele
să ne lăsăm de băutură multă, să ne educăm copiii în dragoste și în stimă, să poartă cinste de cei mai vârstnici. Într-un cuvânt, să ne trăim viața mai creștinește, căci numai atunci suntem capabili și vrednici să ne iubim țara cu adevărat, să ne iubim credința, să ne păstrăm biserica, să ne păstrăm unitatea noastră națională și creștinească, într-un cuvânt, ocrătindu-le pe acestea, să le înmulțim și să le transmitem generațiilor în creștere. Fraților, poate pe cineva am intimidat cu unele spuse ale mele. Eu îmi cer microfon pe domnul Țurcanu de la Sângerei, care vrea să-și spună și el păsul, durerea. Domnule Țurcanu. Des educației, în sprijin perversiunilor din școli, din școlile noastre, a tuturor. Vreau să-mi zice, stăpâne, cinstiți părinți, iubiți întru Hristos frați și surori. În ultimii 4 ani, de când conducerea noastră liberal-democrată ne guvernează țara, pe lângă problemele sociale-economice, țara noastră este zdruncinată de o mulțime de probleme și duhovnicești. Ceea ce au făcut actuală guvernare în ultimii 4 ani ne va afecta țara încă mult, mult timp înainte. Fără a crea impresia unei implicări politice, ajungem la o concluzie că cea mai mare reușită a acestor demnitari în acești 4 ani de guvernare, dacă o putem numi reușită, este votarea legii homosexuale, sau cum o mai numesc ei, legea antidiscriminării. La începutul acestui an am rămas cu toții șocați când am aflat de la profesori și de la elevii noștri cu ce prostii se ocupă ministerul nostru, Ministerul Educației, de când s-a votat legea aceasta diabolică a antidiscriminării. N-am scăpat bine de disciplina de prindere de viață, binecunoscută. Și iată că Ministerul Educației ne-a dat o veste și mai șocantă. A hotărât să ne îmbogățească bibliotecile școlilor din țară cu materiale din cele mai păcătoase și rușinoase. Este vorba de un lot de 1 milion de cărți cu titlul Viața sexuală, volumul 2 din Enciclopedia la Rus, donate de statul român pentru toate școlile din Republică, în cadrul campaniei de prevenire și combatere a discriminării. Această carte, alături de alte câteva, au ajuns în bibliotecile școlilor, fără ca părinții să cunoască acest lucru și să-și dea o părere. Unii părinți și chiar profesori care au copii spun că le este rușine să le vorbească copiilor proprii despre ceea ce este scris în această carte. Din spusele părinților, în unele instituții de învățământ, copiii au acces liber la aceste cărți și flutură din ele râzând de aceste poze anormale. Din câte cunoaștem legislația, cu privire la învățământ, prevede clar superioritatea dreptului părinților în deciderea modului de educare și dezvoltare a copiilor. Ministerul Educației, când a permis accesul copiilor la aceste cărți, trebuia să se consulte atât cu pedagogii cât și cu părinții, cu noi. Noi suntem datori să învățăm pe copii cum trebuie să se păzească de la abuzuri, de la violuri și la altele și să nu aducă în viața lor fragedă viața sexuală. Tată provocare pentru elevii din gimnazii și din licee este o carte în fața căreia poate rezista doar un om sănătos la psihic și bine fixat moral. De când Dumnezeu a creat lumea, nimeni nu a învățat într-o manieră atât de vulgară și de provocatoare despre viața sa sexuală. Și omenirea, iată că nu a dispărut și nu s-a pierdut fără de aceste cărți. Astăzi, când ministerul nostru a introdus aceste anomalii în bibliotecile instituțiilor de învățământ, să vedeți cum vor spuri abuzurile, violurile, suicidurile, avorturile mai ales. Părinții și bunei, străbuneii noștri, ei nimeni nu i-a învățat cum să-și întemeieze o familie sănătoasă. În această carte, direct se promovează desfrânarea între elevi și în societate. Sfinții părinți ne învață că copilul trebuie să fie păzit până la căsătorie,
de păcatul desfrânării. Indiferența părinților însă a permis ca astăzi copilul să cunoască din cărțile bibliotecilor despre aceste urgii. Vinovați de plecarea părinților peste hotarele țării ca să-și câștige o bucățică de pâine este tot statul. Ferească-ne Dumnezeu să nu ajungem și noi ca în alte țări, unde copiii nasc copii sau copiii din grădinițe sunt stresați de știri prematuri și prematuri. Privind imaginele și analizând în special acest volum, volumul 2, din această enciclopedie, am ajuns la concluzia că foștii guvernatori au pus la cale un plan de discriminare a majorității normale, care poate fi numit un adevărat plan de distrugere la adresa copiilor noștri, învățându-i că perversiunile și homosexualitatea sunt o normalitate, spre regret și actuală. Jurnanți propagă aceeași idee. Uitați-vă ce se spune în această carte, te citez. Homosexualii pot avea, ca și oamenii, o viață sexuală perfect mulțumitoare. Bărbații homosexuali ajung la orgasm prin stimulare mutuală, manuală sau bucală. Tragedia adusă de acest manual constă în faptul că copiii noștri vor fi învățați că abaterile homosexualilor sunt o normalitate, ca și familie blagoslovită de Dumnezeu. Oameni buni, aceasta este curvea. Este o crimă intenționată contra neprihănirii copiilor noștri. Să ne trezim cât mai urgent din somnul indiferenței, căci astăzi deja aceste urgii sunt accesibile prin biblioteci și școli, la copiii, la nepoții noștri, așteptând să-i transforme în niște monștri stăpâniți de asemenea patim și perversiuni. După cum se din aceste considerente, ca și ce orice om sănătos la cap, socotim că aceste cărți de urgență trebuie scoase din școlile din următoarele motive. 1. Atacă flagrant cultura creștină a neamului nostru. 2. Contravine cu psihologia vârstelor, traumând psihicul și morala elevului. 3. Promovează homosexualitatea, perversiunile, avortul și promiscuitatea. 4. Conținutul acestor enciclopedii cad sub incidența directă a Codului Penal al Republicii Moldova, articolul 206-208, cu privire la răspândirea pornografiei infantile. Citez Codul Penal. Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, folosirea sau deținerea de imagini sau alte reprezentări ale unuia sau mai mulți copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de la imagini sau de alte reprezentări ale organelor sexuale, ale unui copil, reprezentate de o manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani, o amendă aplicată persoane juridice de la 2.000 la 4.000 de unități convenționale cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate. Venit asupra noastră, în vizitarea școlilor, să mergem cât de des posibil noi părinții la instituțiile de învățământ, să vedem ce studiază copiii noștri și ce discipline noi au apărut în 9 ani de studiu. Să discutăm cu directorii de școli despre problemele care apar pe parcursul anului de învățământ. Și nu în ultimul rând, vă îndemn la un trai creștin. Să ținem posturile, să frecventăm biserici, duminici, sărbători. Vă mulțumesc! Fără să fie, eu știu, conștientizate până la urmă. La microfon se invită preoteasa Margareta Soroceanu. Poftim, doamna preoteasă, să începeți. Preasfințite stăpâne, preacucernici părinți, iubiți frați și surori, sunt nespus de fericită că solidaritatea noastră a creștinilor ortodoxi mai dă încă semne de viață. Unul dintre aceste semne este și acest drum al crucii. El mai este și un răspuns la apelativul marelui nostru voievod Ștefan cel Mare de a sta strajă la hotare și de a păzi acest pământ. Actualmente,
Țara noastră nu este expusă atât unui pericol teritorial, cât mai ales celui spiritual. Vrăjmașul a devenit mult mai perfid. El își dă bine seama că pentru a îngenunchea un popor nu este obligatoriu de o intervenție militară, ci este o metodă mai sigură, una mai subtilă, fără zgomot și forță fizică. Vorbim despre un expansionism politic și economic, social, dar mai ales religios, din partea Statelor Unite și Uniunii Europene asupra țării noastre. S-a declanșat promovarea unui umanism antireligios. Suntem îndrumați cum să creăm un stat democratic care apără libertatea conștiinței, libertății de exprimare, etc. Dar ca să li se opună, li se declară imediat război. Se observă din toate direcțiile o acțiune de denigrare a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Are loc o bulversare a ierarhiilor valorilor. Grija de cele spirituale este înlocuită cu grija siguranței zilei de mâine. Sunt votate legi care contravin moralei creștine. Se promovează pe plan internațional avortul, folosirea anticoncepționalilor, căsătoriile deschise, concubinajul și legalizarea relațiilor homosexuale. Cineva dorește foarte mult să distrugă identitatea noastră națională și creștinească, să ne facă să ne uităm tradițiile și valorile străbune, însă cel mai tare să smulgă dreapta credință din inimile noastre cu tot cu rădăcină. Acest plan tenebru al lor l-au mușamalizat viclean printr-o propagandă masivă, aș zice chiar forțată, a așa numitor valori umane fundamentale ca democrația, drepturile omului, toleranță, egalitate de șanse, motivând că numai aceste valori sunt strict necesare pentru asigurarea și respectarea libertății fiecărei personalități. Dar oare să le pese atât de mult de libertatea omului? Ce mă mai frământă ceva? Oare când fac ceea ce vreau și când vreau, mă pot simți cu adevărat liber? Există o frază a lui Tacit prăfuită de vremuri, dar mai actuală ca nici când ce zice. Numai un nerod poate considera samovălnicie drept dreptate. Astăzi se vrea cu tot din adinsul să ni se implanteze conceptul că destrăbălarea este sinonimul libertății. Unul dintre semnele înscăunării lui Antichrist este desfrânarea totală. În Apocalipsa Sfântului Ioan la capitolul 17 se vorbește despre desfrânata cea mare, pe fruntea căruia este scris numele tainic Babilonul cel Mare. În limbajul Sfintei Scripturi, Babilonul este denumită, este denumirea alegorică a celui mai desfrânat oraș. Tot aici, în cartea Apocalipsei, capitolul 17, versetul 9, suntem atenționați. Aici trebuie minte care are înțelepciune. Sincer, nu doresc să jignesc pe nimeni, însă nu trebuie să ne mândrim că avem un creier, ci trebuie să-l punem la treabă și să înțelegem clar că în prezent, practic, din toate sursele de informare pe care le posedă societatea modernă, se provoacă cu înghesuită dezmățu. Acești preștinți și susținători ai libertății ne înțeapă din toate părțile cu diferite momeli și dependențe, ca într-un final să trăim într-o libertate iluzorie. Ei doresc să clădească o societate care se sprijină pe plăcere. Totul este destinat să se transforme în plăcere, iar noi devenim, prin tot ceea ce facem, consumatorii acestei plăceri. Ținta lor ne fiind altceva decât ca fiecare persoană, fiecare familie, fiecare țară și culmea întreg pământul să devină un Babilon mare, adică un leagăn al desprâmbului. Au proiecte și metode cât nisipul mării, dar e groaznic că în vizorul lor spațiu cel mai mare ticăloșii l-au rezervat copiilor noștri. Ei sunt ținta lor. Iar ca cuvintele mele să nu atârne în aer, voi veni cu un exemplu care mă doare, mai ales că am tangență cu el în calitatea mea de profesor. Așa că slugile Întuneric Umbrei au acționat pe la spate și în vara anului trecut, generoși cum sunt, au venit cu un cadou sub forma unei colecții de cărți, anume Enciclopedia Medicală a Familiei, pentru fiecare liceu. Bucurie mare pentru noi, cei care de 20 și ceva de ani tot stăm cu mâna întinsă.
Dar așa cum nu poți ține un dilemn la fundul apei, căci este la iese la suprafață, asemenea și Dumnezeu nu îngăduie minciună. Oamenii neindiferenți au depistat capcana. Acea bombă ascunsă în sacul fățărnicii cu mecanismul de detonare a ei, în timp ce se ascunde în volumul 2, viața sexuală. La întrebarea, cu ce scop au urmărit autorii? Promotorii volumului aduc niște argumente vagi, că copiii au dreptul la informații, apoi prevenirea bolilor venerice și evitarea sarcinilor nedorite în rândurile copiilor. Suntem profund mișcați de grijă ce o parte pentru odraslele noastre. Însă insist aici, oare se simte azi o criză de informație? Având presa cu o cascadă de ziare, televiziunea, cu sutele ei de canale și, în sfârșit, internetul, unde te înnecem vrute și nevrute. Iar dacă veți avea curajul să răsfoiți volumul cu ușurință, veți observa că el pe departe nu are drept doar un scop didactico-informațional despre structura trupului omului. Și bate la ochi că multe pagini sunt oferite pentru explicare că trupul uman mai este și o sursă impersonată de satisfacție și plăcere. De asemenea, sunt enumerate zonele erogene ale femeii și bărbatului și tocmai că prea mănunt sunt descrise metodele de acces la plăcerile pe care le posedă. Și o minte trează nu poate să nu vadă aici o invitație evidentă la o experiență sexuală prematură a copiilor, adică la desfrâu. Iar în ceea ce ține de retrăirile lor pentru sănătatea adolescenților, anume bolile și sarcini nedorite, sună ca un argument serios. Dar cum rămâne cu legea de aur a medicinii? Boala mai bine să fie prevenită decât să o tratezi. Păi, nu este mai bine și corect să ne educăm copiii nu cum să se protejeze, ci să învățăm că ca creștini trebuie să-și ducă o viață în curățenie, inclusiv și cea trupească. Că pericolul adevărat a unei relații amoroase ocazionale în afara familiei nu constă în molipsire sau sarcini nedorite, ci mai întâi că este un păcat foarte mare, ce trebuie neapărat evitat. Și ca experiența unei vieți mature sexuale obligatoriu trebuie să-și ia începutul doar în cadrul unei familii depline, după toate regulile civile și religioase. Dar culmea, colac peste pupăză, după toate aceste denaturări morale deranjante, lucrurile urmează să se complice și mai mult cu un capitol aparte ce vine cu afirmația că relația între doi parteneri de același sex este un lucru absolut normal. Adică o propagare abuzivă a homosexualității, păcatului împotriva fiii. Acest manual este un instrument periculos, folosit ipocrit, în lupta cu familia creștinească, instituită și blagoslovită de însuși Dumnezeu. În această luptă jegoasă au fost implicați medici, oameni de știință, intelectuali și politicieni. Totul pentru promovarea masivă a comportamentului sexual în școli ca normalitate. Se vrea mult ca învățătura bisericii să cedeze în fața noilor doctrini și curente sociale, iar ideea de redefinire a familiei să ajungă un concept uman secularizat. Deranjează tare tendința de a face o legătură și chiar egala homosexualitatea cu familia creștină. Ori aceste două noțiuni, după esența lor, nu pot coexista categoric. Nu putem privi familia ca un simplu atribut juridic. Oare am uitat de origine ei paradisiacă? Și oare cineva are dreptul să o schilodească? Și acum mi se smulge din piept întrebarea. Ce-i cu tine, Moldovă? Ce-i cu tine, creștinule? Oare grija pentru casă, hrană, ori mașină să acopere grija pentru mugurașii noștri? Oare vom sta la o parte privind pasiv cum păcatul desfrânării macină viitorul țării în care încă mai trăim? Cuvintele Sfântului Apostol Pavel, ce sparg eterul deja, pe parcursul a două milenii avertizează. Fugiți de desfrânare. Omul fuge doar de un pericol foarte mare, care îi pune în pericol existența sa. Lumea, după cuvintele înțeleptele a unui Sfânt Părinte, este o mare a plăcerilor, în care odată scufundate indice în veșnică moarte a nepăsării generale, egal distribuită tuturor,
cer candidaților la deșertăciune. În prezent, copiii sunt drogați psihic cu păcatul desfrânării din toate părțile posibile. Presă, televiziune, internet. Este logic să ne întrebăm. De ce atâta existență în licee? Foarte simplu. Ca să-i dea acestui păcat nuanță juridică. Școala este una din instituții pe pragul căreia îl calcă majoritatea copiilor țării și care deține o autoritate considerabilă în fața societății. Respectiv, dacă desfrâul va fi propagat și de pe catedra școlii, atunci acest păcat va căpăta un teren sigur pentru a-și culege roadele diabolice. Cea mai umană metodă de a închide gura adevărului este lovirea lui cu o asurzitoare și minciună. Este foarte posibil să fie intrat pe ultima sută de metri a luptei dintre întuneric și lumină. Cum putem pune păcat acestei curse? Cum putem găsi ieșire din acest labirint? Răspunsul este unul: prin credință, post și rugăciune. Doar ea îi poate ajuta pe copii să înțeleagă că plăcerile lumești de aici, de pământ, sunt mizerie, murdare și trecătoare și că este ceva mult mai mult. Este undeva o stare de fericire curată și eternă. Să tragem curechea la cei ce ne șoptește Toma de Aquino. Credința este o pregustare a cunoașterii care ne va face fericiți în viața viitoare. A crede este un act al intelectului care aderă la adevărul dumnezeiesc, la porunca voinței puse în mișcare de Dumnezeu prin har. Doar tandemul credinței cu harul divin împletite, cu voința ne poate salva. A sosit timpul când trebuie neapărat să ocupăm o poziție. O poziție pe care am cam uitat-o. Poziție de apologet. Să nu uităm că facem parte din biserica luptătoare. Să ne înarmăm cu cuvintele pline de înțelepciune a Sfântului Ioan Gură de Aur. Biruința este nu a celor ce vorbesc multe, ci a celor ce fac multe. В этом смысле я хочу пригласить к микрофону Романа Берника, житель Глодянского района, и он де фачер, предприниматель. Пожалуйста. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, честные отцы, братья и сестры. Тема доклада «Церковь и вызовы современности». Хотя это не доклад, а обращение к единомышленникам, которые, надеюсь, собрались здесь сегодня. Я представляю группу граждан, в основном предпринимателей, фермеров, которые готовы к начальной организации здоровых инициатив. Представляю тех, которые не уехали за границу в поисках более лучшей жизни, при этом говорят, что в Молдове нечего делать, а тех, которые остались жить и работать на своей родной земле, потому что здесь родились. Здесь родились наши дети, здесь похоронены наши предки. И мы хотим создать Молдову цветущей страной, как говорили о нас 20 лет назад. Но из-за находящихся у власти людей, принимающих предательские враждебные законы, которые говорят, что после нас хоть потоп, это в последнее время стало делать все труднее и труднее. Почему государство, как политическая машина, не защищает интересы тех, кто это же государство и создал? Почему оно управляется внешними силами? Наши руководители как куклы, которыми манипулируют с Запада, которые посажены на временный трон. Чего еще от них ждать? Они уже куплены все. Мы предлагаем концентрировать силы в широком стратегическом сопротивлении, серьезно заниматься помощью воспитания соотечественников и изменением самих себя. Для этого нужно объединиться вокруг православной церкви, потому что это исторически уже доказано. Только православие может объединить здравомыслящих людей и даже наше разобщенное общество. В этом смысле мы ставим акцент на священнослужителя. Мы, прихожане нашей православной церкви, нуждаемся не только в духовном наставлении, но и в духовно просвещенных житейских наставлениях. Думается, что сейчас стоит особенная задача по воспитанию народа. Священники не могут заниматься политикой, но кто им запретит заниматься просвещением и воспитанием своего народа? Любой человек знает, что одни из наиболее обученных,
широким кругозором, с высокой моралью – это священники. Они являются носителями религиозной и народной культуры. Нам сейчас требуется проповедь-лекция, проповедь-урок, и храмы должны стать школой воспитания, даже школой выживания. Хотим мы или нет, но придется прикасаться к разбору новомодных и нашедших защиту закона болезней, а скорее необузданности или страсти мужеложества и лесбиянства, я извиняюсь за эти слова, педофилии и скотоложества, и говорить о последствиях оргии на душу и на наших потомков. Мы должны предупреждать наших детей, для каких целей их хотят отрывать от родителей, для чего хотят ввести в Молдову ювенальную юстицию, для чего в школах вводятся постыдные предметы. Это все происки гомосексуальной Европы. В современном мире, переживающем нравственный кризис, необходимо вернуться к нравственному просвещению и воспитанию, что в наше время можно осуществить только с Русской Православной Церковью. Необходимо создать пусть небольшие движения по защите материнства, по созданию общества трезвости, по борьбе с пьянством, по контролю за продажей спиртных напитков, по ужесточению борьбы с наркотиками. То есть все со всем тем, что кормит тысячи порочных людей, и которые хотя являются нашими соотечественниками, но фактически являются нашими противниками. Уже недостаточно только толковать прочитанное во время службы Священное Писание. Необходимо толковать и происходящее, давать оценку негативным политическим решениям, направлять людей к участию в общественной жизни. Посмотрите, как сплотилось греческое священство во главе со священноначальем, сопротивление банковской кабале внешнему управлению. Церковь наших братьев не боится демократического окрика, газетной мелкой критики. У них общее дело со всем страждущим греческим народом. Где руководство нашей церкви? Почему она не призывает людей собраться в защиту моральных ценностей? Кстати, одни заявления митрополита Владимира, ничего не стоящие со двояким смыслом, только воодушевляют развратников на нужные действия. Во главе противников всей этой антихристианской общности я хочу видеть митрополита Владимира. А мы, в свою очередь, его в этом поддержим. Необходимо открывать повсеместно воскресные школы, ведь батюшки, наши пастыри, это Богом отмеченные и обученные педагоги. Необходимо прибегать к помощи воцерковленных преподавателей школ и вузов. Нужно настраивать православную юную паству учиться на государственных деятелей, на министров, на военачальников, на дипломатов, на политиков. Иначе эти должности будут занимать чуждые и продажные люди, как сегодняшнее руководство нашей страны. Требуется серьезный анализ законодательного корпуса Республики Молдовы на предмет защиты национальных интересов, культурных и семейных ценностей. Все, о чем говорилось выше, возможно только при сильной православной вере, то есть но только не духовного. Сейчас, как никогда, необходимо усилить просветительскую деятельность, встречать народ, разумно протестовать на выборах и выбирать достойных лидеров. Мы должны взяться за реальную христианскую жизнь, а не только крестики носить. Мы можем уповать только на Божью помощь, потому что несравнимы силы наши тех, кто нацелен на разрушение нашего национального мира, чьими усилиями черное небо вынужденного греха нависло над всеми нами. Представить уже нашу жизнь без взяток, без лжи, без обмана уже невозможно. Даже примеров не нужно приводить. Достаточно включить на полчаса телевизор или почитать любую газету с разоблачениями, а уж батюшки тем более это знают, даже из неумелых наших исповедей. У нас очень мало времени на всякие акции, протесты, на массовые шествия и на революции. Мы заняты ежедневным трудом. Мы выращиваем хлеб, мы строим дома, мы восстанавливаем разрушенные храмы, мы растим, воспитываем и учим детей, заботимся о близких и страждущих. Мы не профессиональные революционеры, не агенты влияния, которые содержат из-за рубежа и оплачивают любой их выход на площади с плакатами. Но если с нами Бог, то против нас. Бог был с пророком Давидом, и тот маленьким камешком победил все войско филистимлянское. Если мы сможем выйти из-под вынужденного греха, из-под широкого давления наших политических и финансовых кредиторов, то может нам Господь и подарит судьбу пастуха Давида.
Надо начинать общинные дела. Надо соединять способности и умения всех здоровых сил общества, которые еще остались. Мы приглашаем к совместной работе фермеров, юристов, бизнесменов, учителей, домохозяек, студентов, волонтеров, в общем, любого нашего соотечественника, живущего в Молдове и за ее рубежом, по-настоящему болеющему за происходящее, за то, что нас звали, что на нас взваливают печальную судьбу Содома и Гоморры. Нам нужно организовать общественный, независимый от государства денежный фонд, программы деятельности которого должны быть поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение, укрепление и развитие православия, защита национальной нравственной культуры, поддержка инициатив по сохранению семейных ценностей, создание просветительских теле- и радиопрограмм, развитие печатных изданий, рассчитанных на разные возраста читателей, на разные социальные слои. Мы не рассчитываем на скорый победный итог и не обещаем его как политик на выборах. Мы надеемся, что наши начинания дадут Богу сигнал, что мы еще не соляные столбы и что мы просим еще нас потерпеть, что может и наш народ будет иметь 11 праведников, из-за которых Господь побудет в ожидании. И в конце концов воздаст нам, нет, не по нашим деяниям, а по милости своей. И в конце я хочу предложить составить послание нашим руководителям, президенту, правительству и парламенту о перенесении празднования Дня независимости, который приходится на 27 августа, постный день, на 28 на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Или хотя бы объединить эти праздники 27 и 31 августа в один день, то есть 31 августа. Это будет приемлемо и в духовном, и в экономическом отношении. И да поможет нам всем Господь, и да вразумит наше руководство. Аминь. Спасибо за внимание. Смелое выступление, но мы ее поддерживаем. Я понял уже по вашим аплодисментам. Дорогой или уважаемый Роман Берник, хочу вас заверить, что митрополит с нами. Vamen bune, să-și exprime îngrijorare un tată tânăr, se numește Andrei Ceban, este din Bălți. A dat naștere unui copil și se gândește, n-am atâtea iaurturi în frigider, n-am spațiu pe care mi-l cere acum Europa pentru copilul meu aparte și n-am în genere de gând să-i dau voie să încerce tot, inclusiv bere, droguri și încă multe alte răutăți. Oare chiar mi-l vor lua din familie pentru că vreau să-l păstrez creștin? Andrei, poftim, unde ești? Este stăpâne, preacucernici părinți, onorată asistență, iubiți creștini. De-a lungul anilor, creștinii ortodoxi își educă copiii în dragoste, cum se cădenie și frică de Dumnezeu, devenind apărători ai credinții și buni cetățeni ai societății. Copilul e ca un pământ, ce-i semini, aceea vei strânge. Dacă vom semăna dragoste așa cum ne-a învățat Iisus Hristos, atunci și copilul va învăța să fie milos față de semeni și bun la suflet. Dacă vom semăna violență și frică, ce va fi? Fiecare copil vine pe lume cu mesajul că Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oameni. Tot ce putem noi, părinții, este crește în generații puternice și sănătoase. Pentru aceasta e necesar de fortificat cetăți cu numele familia. Și dacă este pace și armonie în familie, atunci și în țară este bine. Nu e de mirare că majoritatea din noi nu cunosc ce înseamnă justiția juvenilă pentru minori. Practic despre ea se vorbește pretutindeni, dar cu multe neclarități. Actualmente această noțiune e destul de des întâlnită în țările post-sovietice și desigur că și la noi în țară ea devine actuală. De dragul civilizatei Europe, a cărei experiență este considerată de politicienii noștri una bună și demnă de urmat, termenul justiția juvenilă vine să demonstreze necesitatea
soluționării problemei date. E greu de gândit, dar mai cu seamă de vorbit despre metodele de abordare corecte a acestei justiții. Din latină, cuvântul juvenalis înseamnă tineresc, copilăresc. Astfel, termenul la care mă refer ar însemna un sistem care protejează drepturilor minorilor. Ea presupune existența unei rețele de instituții și organizații ale cărei activități se desfășoară pe baza legilor și normelor procedurale care reglementează tratamentul copiilor și cel al adolescenților. Ceea ce înseamnă că presupune prezența instanțelor judecătorești specializate de poliție, de inspecție și de urmărire penală. Cu siguranță toate acestea sunt ademenitoare la prima vedere. Trebuie să existe cineva care să protejeze pe cei mai mici cetățeni de abuzurile celor adulți care se dovedesc a fi bețivi, sadiști sau ticăloși. Dar nu suntem siguri dacă cei ce apără drepturile copiilor o fac din bunul simț și cu responsabilitate față de toți. Există dovezi că ne demonstrează tocmai inversul. Este greu de crezut că în Europa eficacitatea judecătorilor juvenili este evaluată, atenție, după numărul copiilor luați de la părinții lor. Copiii sunt luați chiar și de la părinții bogați, pentru că majoritatea țărilor occidentale sunt obligați să plătească întreținerea odraslelor într-o familie adoptivă sau într-un orfelinat. În Franța, de exemplu, statul alocă în acest scop numai o parte de bani. În alte țări europene există chiar și un plan privind îndepărtarea copiilor de familiile lor. Bazele statistice din Occident arată că sărăcia este unul din aceste motive pe care copiii pot fi luați de la părinții lor. Spre exemplu, în Germania, în anul 2008, au fost luați de la părinți circa 70.000 de copii. În țara noastră, situația e extrem de dificilă și nu există o noutate că 80% din populație o scot greu la capăt. Nivelul vieții este mai jos de normal mai mult timp. Există zeci și sute de cazuri de maltratare a copiilor în așa țări ca Finlanda, Canada, Australia, Belgia, Italia, Germania, Austria, Cipru, Olanda și, desigur, Statele Unite ale Americii. Recent în Finlanda, unei mamei s-a luat copilul abia născut. Fiind însărcinată, ea declarase că vrea să plece în altă țară. Organele de tutelă au supravegheat-o până la nașterea copilului și în maternitate i s-a luat pruncul. Există oare vreo justificare a celor efectuate de organe puternicite din această țară? Care au fost motivele și cu ce scop s-a făcut? Probabil rămâne de discutat. O altă situație a fost în Norvegia atunci când, în urma divorțului, copiii au rămas cu mama, având dreptul de a se vedea cu tatăl. În urma unei vizite, băiețelul de 4 ani i-a povestit mamei despre jocurile ciudate din baie pe care le oferea tatăl. Mama, adresându-se la poliție după ajutor, în loc să clarifice situația, organele tutelare au pus pur și simplu rezolvarea de a lua copiii de la mamă. Bineînțeles, noi nu vom permite penetrarea în viața tinerilor noștri aceste fără de legi. Copiii noștri sunt și vor fi educați în sânul familiei și cu tradițiile noastre creștinești. Este bine cunoscut faptul că adesea copiii luați de la părinți nimeresc în familiile homosexualilor, care se cunoaște deja au toate drepturile egale. Ei se bucur de atitudini privilegiate în întreaga Europa. Și noi, cei ce răvnim să fim europeni, oare nu riscăm să garantăm aceeași soartă viitoarelor generații? Micii europeni își cunosc bine drepturile și nu ezită să-și folosească părinții și rudele ca pe niște slugi
și să nu-și îndeplinească simplele obligațiuni de acasă. Telefonic sau vizită la organele respective, orice copil e liber să-l facă, fiind anunțat sistematic de posibilitățile deținute. Astfel, în orice moment, orice copil se poate adresa și denunța părinții. Putem menționa cu siguranță că justiția juvenilă transformă copiii în egoiști și gramnici consumatori. Din cazurile examinate, putem conclude că ideea principală a statului juvenil constă în prioritatea drepturilor copiilor asupra drepturilor părinților și ale adulților în general. Experiențe decid în continuare interesele adevărate ale copiilor. Drepturile părinților sunt doar puțin luate în considerare și nu constituie probe de bază la luarea deciziilor. Problema principală e că sistemul de justiție juvenilă, sub pretextul protejării drepturilor minorilor, de fapt îi corupe, stimulându-le dorinți și capricii tot mai mari, până la utilizarea țigărilor, alcoolului și a drogurilor. Totul trebuie să încerce, pentru că dorințele lor nu pot fi înfrânate. Copiii pășesc pe făgașul crimelor, asumându-și tot ce vor, pentru că, în conformitate cu legile din țările occidentale, dânșii beneficiază de imunitate în fața justiției și, prin urmare, nu sunt pedepsiți. Sloganul psihologilor adresat minorilor îi îndeamnă să nu permită încălcarea drepturilor lor. Ceea ce avem la moment este apelul spre o viață modernă, europeană și de a viețui, cum ne indică faimoasa lume civilizată. Putem pune la dubii necesitatea acestei justiții juvenile. Iubiți creștini, educația este o comoară inestimabilă ce definește un popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Cu multă pricepere, dar mai ales cu pasiune, putem cultiva copiilor dragostea de tot ce e frumos, creând o societate puternică și protejată. Prin abordarea acestei tematici, nu s-a dorit o schimbare majoră, ci o sensibilizare a noastră a tuturor. Justiția juvenilă din Uniunea Europeană, cu toate abuzurile și absurditățile ei, bate la ușa Moldovei. Nu-i deschidem. Cred că nu trebuie să-i deschidem. Mulțumesc președintelui Raionului Fărești, domnului Valeriu Mânduc. Stimați creștini, o zi frumoasă și foarte importantă în viața noastră. Sunt foarte mândru și bucuros de faptul că mă aflu astăzi aici și am posibilitatea să vă salut la hotarele pământurilor făleștene, să mă închin în fața dumneavoastră pentru curajul de care ați dat dovadă, pentru a lupta pentru puritatea sufletului creștinesc, să doresc cale bună drumului crucii, pentru ridicarea la cer a acestei rugi, pentru integritatea țării, pentru sănătatea poporului moldovenesc. Să zic că suntem creștini, suntem o țară creștină, suntem din părinți creștini, copii încreștinați și nimeni nu ne poate lipsi de acest drept. Se zice că dacă vrei să cucerești un popor, fură-i credința. Și mă gândesc la cele spuse cu teamă aici, la faptul că de ce tot atentează așa putere mare asupra noastră, de ce se tem. Și am ajuns la concluzia că nu de mărimea hotarelor noastre, a suprafeței noastre, nu prin asta suntem puternici. Suntem puternici prin faptul că suntem uniți și avem o credință. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pelerinaje și excursii la mănăstiri, participarea la cercuri de religie organizate în școli,
participarea la corul bisericiești, participarea la sărbunicești. Ne apropiem de finalul ședinței noastre. Vă rugăm încă pentru puțină vreme, pentru răbdare, pentru ascultare, pentru atenție. Preasfințite stăpâne, ucernici părinți, onorată adunare de pe teritoriul întregii episcopiei de Bălți-Șfălești. Cuvinte puține. Preasfințite stăpâne, vreau întâi de toate să mulțumesc tuturor celor prezenți aici pentru îngăduința care au avut-o de instruire cât am mers noi până aici. Poate cineva a fost jignit sau supărat pe aceea că noi am cerut ordinea să se păstreze, dar prin aceasta am vrut ca să fie frumoasă podoaba de procesiune, așa, prin bună ordine, ca să prin aceasta să arătăm că noi suntem supuși și doritori de a merge în ordine frumos în spatele iconei Maicii Domnului. Ascultând cu atenție toate discursurile care au fost, vreau să spun că ne trebuiește la final, cum a spus și Vladica, cererile noastre adresate cu problemele cu care noi ne confruntăm. Deci problema principală s-au enunțat de toți vorbitorii, deci este problema globalizării, care are un singur scop, descreștinarea, descreierarea, lipsirea de verticalitate a omului. Pur și simplu niște roboți care să muncească, să producă și cineva să îi ghideze. Asta este realitatea cu care noi ne confruntăm. Acum, niciun om niciodată nu se ridică la luptă sau nu se începe a lupta cu boala sa dacă nu ajunge într-o stare, așa zis, de disperare și o vede cât de critică este starea lui. Dacă noi astăzi nu suntem triști pentru starea în care suntem, nu ne vom restarta. Niciodată. Și ce trebuie să facem? Fiecare în parte este sortit să se lupte. Eu am fost persecutat în perioada sovietică, fiind ficior de preot, persecutat în școală, persecutat, nu aveam voie să plecăm în tabere, așa a fost sistemul sovietic. Dar vreau să vă spun că atunci a existat un stat. Acum nu sunt persecutați copiii, însă nu există stat. Asta este părerea mea subiectivă cu care mă confrunt. De ce? Pentru că atunci, dacă mă persecutau, aveau dreptul cetățenesc și îmi era apărat dreptul cetățenesc. Pe cât astăzi suntem liberi, dar dreptul cetățenesc nu mi-l apără nimeni. Iată care este starea lucrurilor. Și întrebarea sună. Dumneavoastră sunteți toți prezenți aici. Cine este gata acum, fără a se întoarce acasă, fără a da un telefon acasă, este gata aici și acum să schimbi ceva? Să meargă acum undeva. Dacă noi acum nu suntem pregătiți de această stare, să știți că nici în continuare n-ați putem face. Iată starea morală, spirituală a omului trebuie să ajungă la așa tristețe. Fraților, e mai târziu decât ne pare. E mult mai târziu. Și chiar vorbeam, dacă noi cândva am început, diavolul și sistema satanică de astăzi este că lucrează în timp lung. Îl deprinde pe om. Îi spuneam cândva în fața metropolitului, i-am spus, pentru că dacă o broască o arunci în un crop, e sare și rămâne vie. Dar dacă o pui în apă rece și o pui la foc, e moare încet. Iată, noi suntem în starea aceasta. Și încetul cu încetul. De ce? Înseamnă că noi trebuie permanent să ne întristăm de starea lucrurilor. De în această întristare spornim a ne ruga și a întreprinde măsuri. Toate cursurile de astăzi. Și cum noi am să-i oprim? Numai atunci când ai zis, spui, dar matale, nu ți-ai rușine de asta. Matale, nu ți-i simți în fața copiilor cu aceste lucruri. Și principalul lucru. Fără conflict, nu poți să te aperi. Trebuie să fim tați și mami ai copiilor noștri. Frumos au vorbit toți vorbitorii. Dar între în conflict. Nu vreau eu a ceea ce îmi propuneți dumneavoastră. Nu sunt de acord cu curiculul celălalt, nu vreau să merg la aceasta. Nu accept asta. Și tot celelalte cu care noi ne confruntăm. Și în sfârșit, un singur lucru. Ați auzit astăzi despre toate. Faceți concluzii și dumneavoastră sunteți datornici. Pentru cei care nu sunt aici, măcar la 10 să povestiți și să întristați de acest lucru cu care noi trăim. Dacă n-ați transmis, ați îngropat talentul
care vă l-a dat. Astăzi vă l-a mânat, s-a organizat această conferință frumoasă la această pădure cu denumirea domnească de Episcopia de Bălți și Fălești, cu o mare organizare și toate lucrurile au fost făcute frumoase pentru ca dumneavoastră să transmiteți. Nu pur și simplu am auzit, am înțeles și am tăcut. Nu. Noi trebuie să transmitem fiecăruia cu care noi suntem la masă, ne adunăm, vorbim și zicem ce facem mai departe. Adică să fim cu urechile pregătite, pentru că ne ridicăm și mergem la adunarea generală a bisericii. Ne adunăm și mergem ca să ne apărăm dreptul creștinesc. Mergem să ne apărăm. Sunt gata nu să mă duc cu grămada, sunt gata să mă duc de unul singur. Asta este problema. Dacă ești gata să mori de unul singur, pentru că când vine moartea, nu ieși cu fratele, cu sora, cu tata, cu mama, nici cu părintele. Rămâi tu și Dumnezeu. Și în această stare de lucruri, aici e fix așa. Eu am auzit, am plecat. Eu vă spun din experiența drumului crucii. Nu cu cei cu care programezi mers la drumul crucii, dar cel care a auzit s-a atins darul de dânsul și eu îl întreb, dar tu de unde ești? De trei sate, trei zile în urmă s-a pornit, fără nimic. Așa cum a auzit, așa s-a pornit. Evanghelia la fel lucrează, ca și înainte. A auzit darul, l-a atins și s-a pornit. Dumneavoastră ați auzit? Dacă nu v-ați pornit, nu v-a atins darul. Ai problemă duhovnicească. Înseamnă că trebuie să mă pun la punct. Eu mulțumesc preasfințitului Vladica Marchel pentru oferirea cuvântului. Încă o dată vreau să spun, nu nouă celor care mergem sau care va merite, noi ne străduim fiecare pentru noi. Dacă nu azi, aici și acum, atunci când? Mulțumesc! Mulțumim, părinte! Mulțumim foarte mult! Stimați creștini, vă rog acum să vă ridicați cu toții în picioare, pentru că am o propunere de a pune la vot următoarele. Prima este cea vociferată de Roman Bernic. Înaintăm oare cerința noastră către mai marii statului nostru să transfere sărbătorirea independenței Republicii Moldova într-o altă zi care să nu cadă în timpul postului adormirii Maicii Domnului. A doua, rugăm oare în numele dumneavoastră conducere de vârf a statului să se introducă obligatoriu religia, predarea religiei în școală? Și a treilea întrebare, filmează cineva, dacă ne rugăm să nu colecteze pe datele copiilor noștri în dosarul electronic. Iată aceste trei, schimbarea zilei independenței pentru altă zi, sărbătoririi zilei independenței. A doua, introducerea obligatorie a predării religiei în școală și a treia cerere, să nu completeze dosarul electronic cu datele copiilor noștri. Este pe înțelesul tuturor? Votăm aceasta! Ridicați mâinile, rog cameromanii să filmeze această pădure de mâini, pentru că neavând posibilitate să colectăm semnături, pentru că nu am fost gata la o întorsătură ca atare, vreau ca la cererea adresată mai marilor țării noastre să fie însoțită cu acest material video. Țineți-vă rog mâinile în sus care susțineți aceasta. Aceste trei rugăminte. Eu cred că aceste trei rugăminte, adresări către mai mari țării noastre, au fost primite sau, eu știu, susținute unanim. Dar totuși, poate are cineva altă părere. Rog să vă apropiați la microfon. Mata, la temă vrei să vorbești? La temă, la aceste trei întrebări? Da, ia să și dorești guvernul de la Noroc.
Cine nu susține aceste trei rugămințe ale noastre adresate guvernului? Prima rugăminte fiind să schimbe ziua sărbătoririi independenței țării în altă zi decât cea 27, ca să nu ne merească în postul adormirii Maicii Domnului. A doua rugăminte, să introducă predarea religiei în școală obligatoriu. Și a treia rugăminte, să nu colecteze datele electronice, cel puțin a copiilor noștri. Iată aceste trei întrebări. Le susținem unanim? Cineva poate vrea să zic... Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și mai ales ale Preacuratei Maicii Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne prin noi! Stimați creștini, fraților, sororilor, cinstiți părinți, iată în dreapta mea și în stânga unora dintre dumneavoastră stau... Miluiește, Doamne, miluiește, în nou preasfințite stăpâne, binecuvintează! Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea, băutura și... Deci lucruri frumoase, nu ca și cele care direa pomină, să nu le mai pomenim, Duh Sfânt, a fost coordonată chiar de la începutul drumului crucii, de către Părintele Anatolie, organizatorul acest drum al crucii, cu un alt presfinție, este Metropolitul Vladimir, și este o prelungire logică a conferinței pe care a petrecut-o un alt presfinție sa, capul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Metropolitul Vladimir, la Olănești. Am abordat aici cele teme care, la părerea noastră, sunt strigătoare la cer și care vin să ne afecteze religiozitatea și starea sufletească, starea morală a noastră și deosebit a copiilor noștri. Pe parcursul acestei conferințe au mai apărut la iveală, au mai ieșit la iveală și alte propuneri pe care le susținem într toate. Vă să zic că, dat fiind faptul că la data de 27 august, în ajun de Marea Sărbătoare a Adormirea Maicii Domnului, se săvârșește, sau mai bine zis, se serbează independența țării, găsim această hotărâre chiar de la începutul ei, ne-am spus de altfel atunci, încă în 1991, părerea că nu este chiar bine chipzuită, nu este chiar bine, eu știu, cântărită, pentru că este în post. Sărbătoarea prevede și unele relaxări, inclusiv și în cele ale, eu știu, ale alimentării. Postul vine cu o restricție. Și iată, pentru a serba toți creștinii în sensul moldovenesc a cuvântului, am încercat să și îndrăznim să rugăm autoritățile să-și plece urechea la doleanțele noastre a tuturor și poate, eu știu, printr-o hotărâre de guvern să schimbe sărbătorirea independenței țării noastre, Republica Moldova, în alte zi. Adică să nu nimerească în postul adormirii Maicii Domnului, fie chiar și a doua zi, 28. Când deja nu se mai postește, când deja se încheie postul adormirii Maicii Domnului. Mai mult ca atâta, de asemenea, pe neașteptate, cel puțin pentru mine, am mai survenit câteva propuneri de la creștini pentru a introduce religia obligatorie, predarea religiei în școală. Și, de asemenea, creștinii, după cum ați observat și dumneavoastră, sunt îngrijorați de colectarea datelor electronice a copiilor, ceea ce strâmturează mult libertatea lor. Și nefiind pregătit eu pentru această întorsătură și nepregătind discursurile sau mai bine să adresările din timp, am crezut că este bine ca ulterior, alcătuind aceste adresări către conducere de vârf a țării, să fie însoțite și cu material video, unde propunerile noastre sunt susținute de această grupă de oameni, i-ați numărat și dumneavoastră, probabil că vă rog să nu minimalizați numărul lor. Nu trebuie să adăugiți. Tradițional, dumneavoastră, nu știu de ce aveți tendință de a minimaliza. Oricum, nu știu, eu nu i-am numărat, i-ați văzut, aș vrea, nu număr, dar aș vrea
mai bine zis, eficacitatea acestora. Așa deci, se reiau fraza. În adresările noastre, adresările noastre către conducere de vârf, să fie însoțite și de acest material video care vin să dovedească că aceste propuneri nu sunt a cuiva personale, ci sunt a noastră, ale tuturor.